Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva anunță oprirea telecabinei care facilitează accesul pe cetatea Devei, începând de astăzi, 22 noiembrie. Motivul este începerea lucrărilor la obiectivul de investiție, modernizarea ascensor înclinat acces cetate Deva și predarea amplasamentului constructorului. Noul ascensor, care va facilita accesul în cetatea Deva, va avea o capacitate de 30 de persoane. Telecabina sper să o montăm până în luna decembrie și efectiv decembrie. Să acestui an 2021 și prin martie-aprilie cel târziu să încheiem toate lucrările, pentru că mai sunt și lucrări care se desfășoară în aer liber afară, e partea de amenajare la baza telecabinei și partea de sus de la incinta 1. Va fi pe altă șină? Sau? Pe aceeași șină, dar capacitatea este de aproape dublă, deci avea 16 până acum 30 de locuri. Investiția va cuprinde, printre altele, modernizarea instalației de transport înclinat, a sistemelor de comandă și siguranța funcțională a acestora, precum și a celor două stații între care circulă telecabina și redimensionarea camerelor tehnice. Eu zic că în noiembrie va începe montajul telecabinei pe aceeași cale de rulare și probabil în luna martie vor începe efectiv lucrările la bază, la clădire, că vor fi recompartimentări și pentru că ea este capacitatea, să zicem, aproape dublă, va avea două intrări-ieșiri. Adică pe ușă se intră, pe cealaltă se iasă. Și atunci vor fi făcute niște modificări, inclusiv sus. Proiectul Modernizare Ascensor Înclinat Acces Cetate Deva mai cuprinde reamenajarea zonei de așteptare din zona pietonală, modernizarea grupurilor sanitare și adaptarea rampelor pentru persoanele cu deficiențe neuromotorii la standardele și normativele în vigoare. Această investiție face parte din strategia de dezvoltare a municipiului Deva în ceea ce privește promovarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural, precum și dezvoltarea activităților economice din domeniul turismului.